Asta a fost scoasă de pe site, așa a catalogat ministrul Daniel Chițoi ordonanța ce prevedea înghețarea salariilor pentru bugetari. Ministrul Finanțelor spune că cei de la buget s-au ocupat de acest proiect. Cert este că bugetarii nu se mai încred în deciziile luate de guvern, așa că amenință că vor ieși în stradă. Conform proiectului postat pe site-ul Ministerului de Finanțe, bugetarii aveau parte de salarii înghețate în 2014 la nivelul anului în curs. În plus, același proiect prevedea posibilă alocare de fonduri pentru încălzire în așteptarea unei ierni cu temperaturi polare. Ulterior, întreg proiectul a fost șters de pe site. Cum este cu ordonanța aia de urgență cu gerul? Cine a făcut-o? Departamentul de buget. Și de ce a scos-o? Era o prostie? Da, era o prostie scrisă acolo. Care era prostia? N-am știut când l-a pus. Sindicatele spun însă că nu mai cred în promisiunile guvernanților și nici nu mai speră că ceva bun va fi anunțat. Acel proiect de lege care ieri, la ora 9:30 exista, la acest moment nu mai există. De asta nici nu știu ce să spun. Eu am vorbit și cu reprezentanța medicilor rezidenți. Este decizia lor dacă acceptă această bursă, care astăzi poate fi, mâine poate să nu fie. Guvernul Ponta nu e nici primul, nici ultimul guvern al acestei țări care nu și-a respectat angajamentele. De 23 de ani avem formațiuni politice care atunci când sunt în poziție promit marea cusarea, când ajung la putere fac cu totul și totul altceva. Angajații din sănătate vor o grilă de salarizare corectă, așa cum a fost promisă de guvernul USL. Însă oamenii susțin că sunt mințiți și chiar promisiunile recente despre bursele rezidenților au rămas incerte. Și tocmai pentru că nu se mai încred în guvernul USL, sindicaliștii din sănătate decid pe data de 14 noiembrie când va avea loc greva din sistemul de sănătate. O să decidem exact ziua de grevă de avertizment și grevă generală, pentru că ne-o cere efectiv organizația. Oamenii sunt disperați, vine iarna, cresc taxele, impozitele, iar ei lucrează pe 700-800 de lei. Indexarea pensiilor nu depinde de Ponta, este în lege și trebuiau să o facă. Singurul cost suplimentar, și este bine că și l-au asumat, este creșterea salariilor la profesorii stagiari și la medicii rezidenți. O bursă pentru medicii rezidenți, da, s-a găsit un artificiu. O soluție, da. Orice, numai să le mai dai un ban. Sigur, nu poți să le dai cât ar trebui dat, dar nici nu poți să-i ții în mizeria în care sunt acum. Mai ales că ne putem permite. Asta nu justifică nici batjocora cu 7 eurocenți la litru de benzină și de motorină. De majorări salariale vor beneficia în 2014 doar angajații din domeniul sanitar și cel universitar și preuniversitar cu vechime de până la 6 ani. În total vorbim despre 345.000 de bugetari, adică 30% dintre salariații din sectorul bugetar.